Ioan Pop, primar al orașului Șimleu Silvanei, timp de 16 ani, a încetat din viață sâmbătă dimineața. Înmormântarea are loc mâine de la ora 13 la Biserica Ortodoxă numărul 1 din Șimleu Silvaniei. A fost primar al orașului Șimleu Silvaniei timp de 16 ani. 12 ani înainte de 1989, iar un mandat l-a obținut prin alegeri libere între 1996 și 2000. Sâmbătă dimineața s-a stins după o îndelungată suferință. Avea 83 de ani, o viață în care și-a pus o amprentă puternică asupra orașului de sub măgură. A fost, de fapt, o spun cu părere de rău acum, cel mai longeviu primar al Șimleului Silvaniei. În trei rânduri a acumulat 18 ani ca prim edil al orașului nostru. Păi e cunoscut de toată lumea. Nu e cazul, sau pot să spun eu câteva lucruri despre realizările la nivel de oraș, economico-sociale sau chiar și sportive, care s-au întâmplat, s-au petrecut în timpul mandatului, prin ghilimele de rigoare, acum am fost și fără ghilimele ale lui. Vedeți, întreprinderea de materiale izolatoare, fabrica de mobilă, cea de bumbac sau abatorul de bovine, ovine, era cel mai mare din nord-vestul Transilvaniei. S-a înființat o fabrică de pâine. Nu mai vorbim de secția de armături metalice de lângă Pecola, intrarea în oraș dinspre Periței. Primul stadion din județul Sălaj, cu tribune acoperite. Și lista poate continua, pentru că Ioan Pop s-a identificat cu perioada de expansiune economică și dezvoltarea a orașului pe care l-a condus. Ce fel de primar a fost pentru șimleoani, ne spune chiar cel care i-a urmat în primărie, în 2000, profesor Octavian Guțu. Mai bine l-am cunoscut când a ajuns primar al urbei noastre. Însă a fost mulți ani primar al orașului și toată lumea a vorbit și vorbește la modul laudativ despre acei ani când dânsul a fost edilul numărul 1 al orașului de la Poalele Mădurii. Locuia pe strada aceasta a Dunării și dimineața mergea la primărie pe jos. Aveam mașina, dar mergea pe jos și cred că făcea de acasă până la primărie cam un ceas. Am impresia că cele mai multe audiențe le ținea pe stradă, pentru că stătea de vorbă cu oricine, indiferent că îl cunoștea, că nu îl cunoștea, că se grăbea sau nu. Am un simbol viu, un om dăruit pentru această urbe, pentru această localitate. Un primar pentru oameni. Dovadă că a fost primar și înainte de 89 și a fost și după 89 încă o dată ales primar. Chiar am avut marea plăcere și satisfacție când am fost ales și eu primar al urbei în 2000. De la dânsul am preluat ștafeta și mi-a predat-o cu sinceritate și cu bucurie, ce măcar știu că dau cheia orașului unui prieten, mă considera prieten vechi, că aveam vreo două decenii de când, și mai mult de când știam. Ioan Pop a însemnat omul care a făcut mai mult pentru alții decât pentru el. Pentru actualul primar al orașului Șimleu Silvaniei, Ioan Pop a fost primarul prin excelență. Pentru mine, domnul Ioan Pop este primarul orașului Șimleu Silvaniei. Pentru faptul că este un om care și-a lăsat amprenta asupra acestui oraș, este un om care a știut întotdeauna să împace vechiul sistem, că eu consider că era destul de dificil să fii un primar al oamenilor pe vremea lui Ceaușescu, adică înainte de 1989. El a știut să împace și sistemul care exista și oamenii din oraș care îl iubeau foarte mult. A fost omul care a pus în valoare măgura, în sensul în care, nefiind permis ca oamenii să aibă grădini, i-a lăsat să defrișeze, să-și facă vie acolo cu toată opoziția sistemului de atunci. A fost un om care s-a implicat în investiții, are caiete cu fiecare stradă din oraș și cu fiecare loc în care s-a făcut ceva. Este un om care a fost
ales după Revoluție, un lucru extraordinar, dacă a condus 12 ani înainte de Revoluție, a avut un mandat și după Revoluție din 96 în 2000, un om foarte așezat, un om extraordinar de implicat, un om care cu care vorbeam la telefon măcar o dată pe lună și mă întreba, domn primar, ce faceți acum, ce obiective aveți în investiții, ce s-a mai făcut în oraș și așa mai departe. Deci, eu spun că în fiecare moment a vibrat pentru acest oraș pe care l-a iubit foarte mult. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost primarul orașului Șimleu Silvanie timp de 16 ani o pot face la slujba de înmormântare programată pentru mâine de la ora 13 la Biserica Ortodoxă numărul 1 din localitate.